În fiecare an ne bucurăm să sărbătorim instituția noastră și să o elogiem pe Nadia. Și cu această ocazie vă rog să-mi permiteți să vă transmit cuvântul, mesajul ei. Vă mulțumesc foarte mult pentru urările transmise, mă gândesc la voi și vă îmbrățișez cu drag. Nadia Păvănici. Colegiul Sportiv Nadia Comăneci este o instituție de prestigiu internațional și tradiție în gimnastica românească. A fost nominalizat în circuitul educațional pe 15 septembrie 1969 sub denumirea Liceul cu program special de gimnastică Onești. Ideea Federației Române de Gimnastică și a doamnei profesoare Maria Simionescu de a crea la Onești un centru special de gimnastică s-a dovedit a fi o idee inspirată, care a făcut să se dezvolte un fenomen al gimnasticii și să apară Nadia Comăneci, care a revoluționat gimnastica mondială. Din 1994, această instituție îi poartă numele. Primul director al acestei instituții, domnul profesor Simionescu Gheorghe, împreună cu soția sa, Maria Simionescu, a asigurat o structură organizatorică care a permis dezvoltarea acestei ramuri sportive și evoluția ei până la acest moment la un alt nivel de performanță. Și feminine românești, Nadia Comăneci, triplă campioană olimpică, prima gimnastă din lume care a obținut nota maximă 10. Pentru că sunt legată foarte mult de această instituție, am debutat cu ea în 1969. Dintre antrenorii care au contribuit, aș dori să enumăr la aceste minunate rezultate, aș dori să enumăr pe domnul Gheorghe Brașoveanu, că a fost director, pe domnul profesor, l-am invitat și sper să participe la următoarele acțiuni, pe domnul profesor Mihai Pate, pentru care am păstrat momentul de reculegere, Mihai și Dorina Sândulescu, care au reprezentat un cuplu foarte puternic în instituția noastră și care au participat cu sportivele lor la Jocurile Olimpice de la Barcelona. Livia și Toma Ponoran, de asemenea, un cuplu foarte bine pregătit, tehnicieni care de asemenea au dat sportive care au obținut rezultate la Atlanta. Este vorba de Loae și Ionela și Ana Maria Bican. Elena Dragomir, de asemenea, fostă antrenoare a acestei instituții. Dumitrița Turner, fosta campioană mondială și soțul ei, Ciucescu Petruț. Nicolae Moscu, și sper că nu am uitat, dacă am omis, oricum noi îi păstrăm în amintire, îi invocăm de fiecare dată, îi felicităm că au pus umărul la construirea acestei instituții și da, sigur, și bineînțeles doamna profesoară Mariana Bitan, antrenoarea lotului olimpic al României, care a obținut rezultate remarcabile de-a lungul timpului. Vă mulțumesc! În timp ce vorbea de înaintași, aceste rezultate obținute la olimpiadele la care gimnastele noastre au participat, țin în bună parte, sau în mare parte, de trecut. Laurii trecutului și ai succesului sunt foarte, foarte importanți. Ne raportăm de fiecare dată la acest trecut. Cred că noi care suntem astăzi implicați activ în acest sistem, ar trebui să fim mai conștienți de ceea ce înseamnă trecutul instituției noastre. De faptul că nu ne putem raporta de fiecare dată la ceea ce a fost. Trebuie să ne raportăm și la ceea ce va fi, astfel încât și înaintașii care vin astăzi și sunt de fiecare dată de ziua colegiului alături de noi, să fie mândri că munca lor, implicarea lor, este în continuare păstrată și nu au un sentiment pe care nu aș putea să-l descriu, dar care ar trebui să se traducă într-un singur cuvânt, să fie mândri.
faptul că tradiția trebuie continuată. Dar această tradiție trebuie continuată pe rezultate de succes, dar rezultate de elită. Fiindcă n-aș vrea ca noi, care suntem astăzi, să stăm la umbra trecutului, să avem acest colegiu Nadia Comăneci, dar în același timp implicarea noastră să fie una, fie continuată. Cred că acesta trebuie să fie deziratul instituției noastre. Continuarea unui succes și a unei legende. Și cred că așa va fi. Fiindcă numele instituției noastre, Colegiul Sportiv Nadia Comăneci, trebuie să fie, din acest punct de vedere, colegiul de elită al comunității ioneștene. Fiindcă dacă spunem în exterior unde profesăm, unde suntem elevi, toți zâmbesc, sunt prietenii noștri și au o prejudecată a succesului. Cred că acest lucru ar trebui să devină realitate și în această perioadă, iar comunitatea uneșteană trebuie să fie alături de colegiul nostru, iar noi trebuie să ne ridicăm la un standard al succesului, al tradiției, al performanței, și astfel încât trecutul și prezentul să fie definite într-un singur cuvânt, performanță. Sunt zilele liceului și se cuvine să vorbim și despre ceilalți elevi care au făcut și de fapt onoare liceului. Să știți, am să fiu foarte scurt, așa că nu voi da prea multe nume. Dar avem absolvenți cu câte două facultăți, cu doctorate, nu mai spun de masterate, cercetători la diferite institute de cercetare. Avem o armată de juriști, avem o armată de profesori. Avem o gamă extraordinară de largă, de la preoți la parlamentari, câți copii. Și văzând atâtea priviri inteligente, sunt convinsă că noi și vă invităm în continuare la o demonstrație de gimnastică în cadrul sălii noastre sportive. Și o zi frumoasă!